Da. Astăzi o să vorbesc despre kinezioterapie. O metodă foarte bună de reabilitare, care cel mai des este folosită de sportivi. Sportivi mai ales de performanță, dar și amatori. Are așa un clei se numește clopoc, el e clei medical. Când spune pe piele această bandă kineziologică, el totodată ridic pielea și când ridic pielea permite ca limfa noastră și circulația să foarte bine se circule spre zona care e problematică. Am supra-întins un mușchi, ne-am traumat, am supra-solicitat o articulație în mușchi, acolo este inflamație. Elementele ale sângelui, mediatorii pro-inflamatori, ei se intensifică acolo și totodată și limfa prea tare crește acolo și din cauza aceea circulația, dar și limfa, ea se varsă o leacă și prin țesuturi și pune presiune prea mare pe receptorii de durere totodată, stimulează prea tare. El ce face? El în primul rând, când ridică această piele totodată, da? Adică el permite ca limfa de acolo foarte bine să treacă, poți permite ca în zona ce unde tot este cronic, de exemplu dacă nu e inflamație acută, poți permite ca el să ducă în acea zonă cu scop ca să regenereze și să restabilească cu mult mai rapid, mai calitativ. Totodată el permite ca să nu stimuleze așa tare receptorii, pentru că oricum sunt apăsați acești receptori de durere și noi simțim această durere la creier. Dar el, când ridic piele, el ridic țesuturile de teororate și nu stimulează într atât de tare receptorii durere. Totodată el permite și de fixare, el fixează articulația, poți fixează ligamentele, tendoanele, el permite ca să nu se mărească amplitudinea foarte tare ca să traumeze prea tare articulația. Atunci când supra-întinde un mușchi sau ceva, este și tonusul, tonus muscular tot se mărește. Pentru că mușchiul scurtează din cauza asta, pentru că noi când supra-întindem mușchi se întâmplă așa un stretch reflex, când mușchii ca să nu se rupă, el se încordează reflex și mai tare. Cu acest step, ca să scadem tonusul, să normalizăm, să relaxăm, noi putem să relaxăm mușchi spasmat. Pentru că ridicăm piele și nu stimulează atât de tare receptorii și se relaxează tonusul, tonusul scade. El e foarte rezistent la apă. Concret acesta e foarte tare rezistent la apă din și se poate ține timp de, putem să ne facem baie cu el și se poate menține și timp de 4-5 zile, chiar și o săptămână și chiar și până la 2 săptămâni. Tipuri de lente sunt diferite, foarte multe, adică după denumiri și mai ales după brand. Personal folosesc brandul Cure Tape. Și mai ales Cure Tape Sports, pentru că, el e cu mult mai rezistent la apă decât celelalte variante care sunt clasice. Personal singur să practic sport, mai ales tenisul de masă, destul de intensiv și câteodată mă confrunt și eu cu unele disconforturi. Ca de exemplu epicondilita medială, da? Și din cauza supra-solicitării și mai ales mișcărilor bruște care le facem noi la tenis de masă, noi supra-solicităm acești mușchi și aceste ligamente care pornesc de la epicondilit, de la epicondil medial și se duc înspre mână. Și pentru că ligamentele și tendoanele aici, în primul rând, ele sunt mici și ele cel mai tare se traumează și totodată ele se traumează încă și din cauza aceea că noi mișcăm foarte brusc. Noi supra-solicităm permanent și brusc, întindem brusc, dar la întinderi bruști, ele câte o leacă se începe a rupe și se începe a trauma. Noi nu acordăm atenție la ligament și la tendoane cu scop ca să le întărim. Noi ne temem și ne frică că putem să ne facem, dacă ne doare, gata, sau nu trebuie să facem nimic, nu. Pauză și gata, nu. Noi trebuie să poți să facem pauză, scoatem durerea acută, după care noi trebuie să le pregătim, să întărim cu scop ca ele să nu mai fie într-atât de chinuite și să traumeze a doua oară. În cazul meu eu am pus un tape cu scop ca să relaxez mușchii, ligamentele și tendoanele care se duc de la epicondilul medial al cotului. Acum cu piciorul. Aici eu am prins mușchiul aductor lung al coapsei. În primul rând, când am folosit și când mai tare se folosește la tenis. Atunci când
noi facem toți din dreapta. Dacă îl facem ales după tehnică și corect și îl facem impulsiv, foarte des, se primește că noi întindem și pentru că l-am întins, el o leacă s-a început să spasmeze, a mărit prea tare tonusul și eu l-am pus cu scop de la genunchi înapoi, pentru că dacă vrem să creștem tonusul muscular, el se pune de la unde se prinde, de unde se începe mușchiul și unde se prinde. Dacă vrem să scădem tonusul, să normalizăm, el se pune în invers, de unde se prinde până unde se începe. Și eu aici am pus cu scop ca să relaxez tonus muscular, să relaxez mușchiul, și aici l-am pus cu scop ca să-l fixez. Dacă să observăm valurile care apar, da, pentru că în primul rând când spune tape, el spune pe mușchi întins, pe o zonă întins. Noi când întindem mușchi, întindem pielea și noi punem tape-ul. Noi când ne întoarcem înapoi, el ridică. Și taman în cazul ăsta, el taman ridică și când ridică și valurile astea, înseamnă că s-a prins foarte bine de piele, a ridicat pielea și limfa foarte bine trece în această zonă. Că el scade durerea de la 10 până la 80%, adică eu la 100%, 88%, eu simt că durerea a scăzut complet, adică ieri m-a durut foarte tare, astăzi am scoat fără durere.